Bine ai venit la Puși pe Fugă Podcast, primul podcast cu și despre alergători din Republica Moldova. Ну, бой. Все прочитали? Да. Шесть ровно на мясо кинет. Salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod de Puși pe Fugă Podcast și astăzi l-avem invitat pe fondatorul Race Nation Moldova, Valentin Muscala. Valentin, salutare! Salut! Bun, bine v-am găsit! Valentin, fiindcă iaca au trecut maratonul internațional Chișinău și o scurtă călătorie doar până la Iași și înapoi, cum te simți? Ți-ai dat seama că cu, nu de mult s-a sfârșit după mirosul de unghii fierbinți acum. Tu ești în conștiință. Fiindcă tu n-ai alergat 42 ca și toți. Tu ai mers pe calea așa lungă. Mă ne vibiream leuchii cutei, cum spune vorba aia din Iași. Am înțeles. Da, am observat că ai făcut 46 în loc de 42. Pe la stradă muncește, mi-ai făcut... Nu, era... Strada Grinovul. Luciufle era mesuță cu plăcinte și așa vreau câteva cercuri în jurul ei. Încă un motiv să participi la maraton. Ia că deși tot se rupeau după sloturi să cumpere. Da, au fost în... Era, apropo, tare faine. Dulce așa cu miere plăcinte. Ai, credeam că sloturile. Era asta numai la 42 sau la 46 era așa? La... cercuri 10. N-am înțeles de dat faza. M-am prins. Și am înțeles că ți-a plăcut cel mai tare pe topul de la Ciuflea. Întocmai. Nu vreau să mă las duce acolo. Dar, mă rog, timpul mă impunea să mă deplasez mai departe. Tu ai fost și pacemaker. Da, ce la 6 ore. La 6 ore. Ultimul ostaș care trebuia să închid maratonul. Dar nu e prima dată când tu faci chestia asta. A doua ediție consecutivă. A doua ediție. În 2019 am mai participat la fel, doar că mai aveam și costumul cu coasa. E interesantă chestia asta, fiindcă noi de obicei, alergători, hai să spunem noi, se generalizează așa. Tot timpul fugim după pace cât mai mare, da, cât mai repede să facem kilometrajul. Tu ai fost pacemaker și ai închis. Cum e experiența asta să alergi cel mai încet? Fiindcă cum și ne-am mai vorbit și cum am vorbit și cu Gheorghiță în alt podcast pe care l-am făcut, eu am spus că să alergi mai încet este mai greu decât să o faci asta repede. Știi că e nevoios. Se asociază pentru mine cu mai da cu polistirenul pe sticlă, așa zgârâi sufletul să alergi încet. Când toți te uiți, deja au făcut primul cerc la 10, la semi, deja cu berea spumoasă în mână, hai mai repede, toți te depășesc, hai că tu poți. Eu știu că eu pot, tu fugi mai repede, că eu trebuie pe tine să te aștept. Apropo, care a fost ultima participantă a maratonului cu care tu ai fost acolo? Ultimul participant, deci eram în avans cu jumătate de oră și intenționam, chiar discutam cu organizatorii și intenționam să finisez cu jumătate de oră mai devreme. Că rămăsese 3 persoane în spatele meu cu 25 de minute. Eu deja coborâsem de pe viaduc și ei abia începeau să urce. Și mi-a spus, păi, ei mergând la pas, nu-i mai fugăresc, îi las în voia sfarte și merg încet și ori strec linia de finish. N-a fost să fie, deoarece trecând înapoi pe Ștefan vis-a-vis de Patria, am văzut domnic, au început să mărească pasul, zic hai, am sărit pe Anglica partea aia la alte și hai, am văzut că prea leger o luau la pas, nu mi-a permis sufletul să-i lăsă în voia soarte și hai, am fugărit mai rapid. Apropo, tot traseul, băieții îmi spuneau, Valic, nu ne fugări, mai ai o oră în avans, unde, ce fugărești oamenii? Când la finish era un coleg tot alergător, îmi spune chiar mersi, dacă nu erai tu, mă lăsam relaxat și o luam în voia soarte, așa la pas, calm, făceam vreo 6 ore jumate, în fine, ok, era important să iau medalia. Adică, mersi pentru șutul acordat, că a prins bine. Deci tu în câte ore ai făcut? Ai terminat maratonul? 6 ore. 6 ore. Exact. Deci ca pe plan, da? Da. Minut în minut. Omul care poate de finaliza maratonul în cât? 4 ore? Sub 4 ore. Da. L-a finalizat? Păi eu l-am făcut. 6. Tot e un efort în felul său. În 2018 tot a fost prima ediție Maraton for All cu Domnicu Cărucioare și am avut norocul să...
ridic dealul la viaduc, cum toți, apropo, astăzi în sală lucram și un domn spune, păi unde voi ați văzut deal pe viaduc? Deodată se vede persoana care nu a făcut niciodată viaductul la pas. Și atunci eram cu vesta de 10 kg și mai aveam încă și doi participanți cu cărucioare. A fost o experiență din neuitat, genunchii mei în special au memorizat acest moment. Și atunci am înțeles că viaductul, da, e în pantă, e în urcare. Da, eu am participat, am făcut semi la Chișinău Maraton în 2018. Eu în 2018 nici nu alergam, în 2016 am făcut eu. 2016 am făcut semi-maraton. În 2018 nu alergam, dar da, în 2016 am făcut semi. E că așa se întâmplă, apropo. Asta e curat, nu-l dovinește. Fiindcă sunt momente în care tu te bagi într-un sport, cu ochii te ies cu dânsul spaș, de pe urmă zici, parcă ceva nu mă regăsesc. Mai ales că eu m-am apucat de functional training-uri și chestii din genul ăsta și mi se văd că e foarte multă energie să mă dispart în două direcții. Dar acum când, de aproximativ 5 luni, m-am apucat de treabă mai bine decât în 2016. Bravo, felicitări. Da. Apropo, tu din ce sport ai venit? În ce tu faci? Eu nici nu pot defini sportul pe care tu îl practici acum, tu știi? Diplom, e foarte complicat. Din diploma tu... de la școală profesională plitășnic ștucător. Să înțeleg că are tangențe sau nu are tangențe? Are. Era, apropo că nu persferu, era un caz în 2017. Găsisem pe Facebook informația că se petrece prima mea participare la Race Nation în Odessa. Și pe atunci urmăream sportul activ și mai exista activitatea lor Sporter Travel cu deplasarea sportivilor peste hotare, da, organizau cazarea, drumul, etc. Și noi am ajuns cu băieții prima dată atunci făcut să-mi cunoștință cu Licusarii unii, că tot în microbus mergând la Odessa. A cunoscut personaj. Legendă găvărea tot acolo. Și coboram spre litoralul mării, eram cu băieții, jumate din participanți erau băieții de la Sporter, chiar din manageri care lucrau acolo. Și pe un deal ușor, așa mai pe stângă, era un teanc, așa să spunem, mai pur chișinăuiește, un teanc de saci cu nisip. Și noi așa cu ochii îngândurați priveam la saci aia și cineva din băieți, pare mi se Olga Iurco de la Sporter, spune: "Я надеюсь, что мы эти мешки не будем таскать." Cineva: "Dar nu, liniștește că aici îți construiesc vile pe litoral, nu, asta e construcție ceva." Ea nu trebuie asta să spună față de tine. Și a doua zi dimineață noi am mers cum în cercetare să vedem ce obstacole ne așteaptă să facem cunoștință cu locația. Și a doua zi dimineață când am ieșit inima așa printre dinți, o țineai dur că aveai pulsul peste 200 bătăi pe minut, tot deal vale, alergare continuu, prin noroi, funii, sârmă ghimpată. Și la un moment dat când ți-ai mai dragă viața și nu știi cum să ajungi, pe nisip să te mai bronzezi un pic, să te odihnești, să tragi sufletul, am ajuns la sacie cu pricină. Și atunci am înțeles că ai mei 13 ani de construcție au prins bine. Că multe persoane pur și simplu nu erau în stare să ridice sacul de la pământ. Se întorceau cu spatele în urmă și... Așa, acum trebuie să spui cât are un sac? Cât 30 kg. Nu e chiar greu, 30. Nu chiar. Nimic atât. Este, acum a rămas sacii mai rar să se întâlnesc, acum s-a trecut la o altă, cum să-i spun, sursă de bătaie de joc. Sunt minci de 32 de kg, minci de beton, pe să le pui pe umăr și să o rupi înainte. Vesel jucării. Competiție de strongman, când le cară în spate și le ridică pe niște postamente. Eu, Valentin, deci asta a fost prima ta interacțiune cu Race Nation? Da, în 2007. Ca și concept. Da, acest concept este, din cât eu știu, din Ucraina venit. Da. Și tu l-ai preluat sub formă de franciză? Franciză. Nu ca franciză, deoarece eu m-am întors acasă în acel moment și am început să mă pregătesc deja pentru următoarea ediție, mai intensiv, cum s-ar spune. Că până la acel moment practicam așa, individual kickboxing-ul, fără a mă rupe la podiumuri, la ringuri, ca să particip la competiții. Și întrucându-mă înapoi, arată antrenorul meu: "Uite, Oleg, vreau să mă gătesc un pic mai accentuat pentru genul ăsta de competiție." Și deja peste o lună jumate
era următoarea ediție în octombrie, iarăși cu sportul ne-am deplasat și atunci, accidental, am luat locul 5. Îmi lipseau doi pași până la podium, deoarece la ultimul obstacol, întâmplător, necunoscând regulile, am atins cu piciorul pe deal. De ce spui accidental? Că depunând efort, nu poți accidental. Sunt foarte mulți participanți din domeniul sportului, sportivi activi. Sunt maestri în sport la schiat, maestri în sport la alergare. În Ucraina sunt adversari foarte puternici. Trebuie. Atunci m-a uimit și pe mine faptul cum, cu ce vânt am ajuns eu. Locul 5 te-a ocupat la individual sau ca și la echipă? Individual. La individual. Atunci la individual. Și după asta ți-a venit ideea să promovezi și să fondezi Race Nation Moldova. Nu imediat. Întorcând tot așa, mă antrenam în continuu, deja mă înregistrasem la toate edițiile următoare. Participam la astea 3-4 de bază care erau mai comode pentru deplasare, Chivu, Odessa, Bucovelu. De obicei la acestea participam, pentru că organizatorii fac și în Dnipropetrovsk, în Lviv, în mai mult, în Ternopol, mai multe orașe se deplasează pe tot teritoriul Ucrainei. Eu mi-am ales aceste 3 destinații de bază și frecventam aceste orașe. Antrenându-mă, au început mai multe persoane să întrebe, păi ce fel de gen de sport faci, cu sârmă ghimpată, cu saci, cu pneuri de camion, ceva nou. Și am început să alături, pentru că la un moment dat întâlneam persoane care spuneau, știi că sala de forță deja m-a plictisit. Una și aceeași, una și aceeași, kilograme, 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 deci alternam alergatul cu obstacole. Destul de fain, persoanele au început să devină tot mai multe și se interesau, păi, la ce fel de competiții mergi, hai să încercăm și noi noroc. Și astfel, participând mai multe ori, într-o bună dată ne-am pomenit că însă și organizatorul s-a apropiat de noi în Ucraina. Și mi-a spus că băieți, voi prea des în fața ochilor apăreți, de-am drapelul Moldovei 2 ori pe podium, n-ați vrea să promovați genul ăsta și la voi în Moldova. Putem să organizăm cu mare ușurință, am încărcat obstacole și am venit la voi în Chișinău. De ce nu? Și s-au încărcat obstacole, au venit? Nu s-au încărcat, că a venit anul 2020. Aha. Faimosul. Faimos anul 2020. Care a dat peste cap foarte mari planuri. Oricum, ați reușit să faceți, să organizați o competiție, Golden Race. Și nu colegilor de la Fulger. Foarte fain. Mersi mult. Asta a fost prima și unica la moment, dar sperăm că o să fie tot ok. Obligatoriu. Aveți planuri pentru anul viitor deja, cred că. Erau și pe acest an planuri, doar că n-am rog cu interdicțiile, restricții. Iarăși și incertitudinea asta. Da, chiar acum la sfârșit de octombrie planificam ceva, un pic de mișcare, dar cu ultima interdicție, când s-au spus că toți trebuie să aibă vaccin sau certificat de cu test, am renunțat. Am înțeles că nu reușim. Ce, în general, este Race Nation? Tu cum ai categorisi functional, interval, circuit, și asta în general? E un fel de all inclusive. Adică când mergi în Turcia la mare și e all inclusive. Și te întorci cu plus 30 de kilograme, așa bonus, da? Da, plus 30 de kilograme, dar ne nisip în încălțăminte, în lingerie, încă mai scuturi din urechi. Când vii acasă prin baie, te surprinde faptul că parcă ai făcut duș acolo în hotel, dar aici vii și încă mai curge nisip din tine. Ți-e și disciplină, adică și obstacol îți place însăși din cursă? Obstacolul din cursă? Da. Din toate care sunt prezente? Că noi știm, și să scadunăm la ziua ta din ăștia. Asta să fie rampa, că e cea mai costisitoare. M-am așteptat la rampa. Eu am înțeles că mai ales fetelor de pe acea rampă. E foarte faină, mai ales este cu... Vizionam videorehul fotograful nostru, recent a postat câteva poze, el tot așa dozat, ne ține în suspans mereu și tot le mai adaugă câte un pic. Și ele dacă sunt mii și mii de poze, el le așa, ne lasă o zi în suspans, în așteptare, iar mai postează câteva. Și este o poză foarte faină când, în momentul când te întinzi spre rampă și e rampă și la nivelul cerului, cum dătinuță de nebă. Sunt momente așa care privești poza și te resimți din nou iarăși acolo pe traseu. Așa că pot să nu aștept ziua de naștere, curând de Crăciunul, idei foarte binevenită, you welcome. Bun. Din mult băieții tot îmi spun, Vali, că când îți delăm rampul.
Păi, cu sprijinul vostru. Cum ai început să dezvolți Race Nation Moldova? Și unde ai început să faci primele antrenamente? Cum asta, în general, derulează la noi aici, pe plan local? Sincer să fiu, iarăși accidental, întâmplător. În Facebook găsisem că echipa, eu lucram iarăși în domeniul construcției, cu întreprinderea mea, echipa Sălii de Forță, Aquatera, caută participanți, membri în echipă, ca să participe la ediția 2018 în Odessa. Tu de deja atunci... Construcție. Până la. Construcție, că nu cunoșteam pe nimeni. Și am scris, păi uitați-vă, dacă e ok ca să aveți un membru în echipă care nu dispune de instinct de supraviețuire, putem să încercăm. Mi-au răspuns că hai, vii sâmbătă, știți, sunt în terenurile astea om sportivi, da, cu paralele, cu bar, vii pe terenul om Genta Latină, într-o sâmbătă facem cunoștință cu toată echipa și vedem cum procedăm cu antrenamentele. Având o presimțire, am luat în automobil câteva pneuri, saci cu nisip, Mitrov, ca să tu ai venit pregătit oamenilor. Eu cam presupuneam ce o să fie acolo. Mă apropii la ora cuvenită, la fața locului și de dată, uitându-mă în jur, încep să-mi pun întrebarea, cu daia papală, gde mă iubește? Acolo antrenori de elită, din domeniul sportului, așa, din bodybuilding, antrenori de funcțional, antrenori de not, toți așa, spatele înalt, brațele mari, și eu, așa cum de obicei iubesc să spun mărânțel și întreiurea, când m-am văzut printre ei, zic, Doamne, unde am nimerit? Și întreb, ok, cineva din voi a participat până acum la ceva de genul dat competiție? Și spun că nu, o domnișoară, antrenoare de not, dar ea cușă, întârzi un pic, vine în 15 minute. Și întreb, ok, cum facem? Zic, din călzire alergăm două cercuri pe stadion, după aia 20 de trageri la bară, 50 de așezări, câteva flotări dozat și iarăși alergare în jurul terenului. Așa. Păi ok, deja ceea ce presupuneam începea să devină realitate. Spun, băieți, eu am avut proastă ocazie să particip deja de mai multe ori la competiție, dacă îmi permiteți, eu am adus câteva suveniri, cum s-ar spune, haideți să tentăm. Să facem un pic antrenamentul mai apropiat de realitate cum este însăși competiția. Și am împrăștiat câteva pneuri, saci, repede câteva stații cu exerciții și până la sfârșit într-atât le-a plăcut băieților că au spus, când ne vedem data viitoare. Deja ei imediat n-au așteptat ca eu să întreb, hai ne vedem sâmbătă viitoare, ok. Și așa am făcut vreo 2-3 antrenamente cu ei ca să înțelegi cât de radical, ce schimbare radicală a avut loc, că echipa Aquatera atunci tenta să acumuleze 5 participanți într-o echipă și asta era undeva sfârșitul lunii iunie și noi în august am plecat 46 de persoane. Uh-huh. Dar acum câți aveți? Sincer să spun, nu știu. Sunt multe persoane care astăzi vin, mâine lipsesc ca una, mă rog, chestii familiare, zi de naștere, se deplasează la rude. Minimum la antrenamentele de duminică se prezintă în jur de 30 și ceva de persoane, până la 40 de persoane. La voi cum e cu aderarea la club? Fiecare vine cu pneul lui sau cum? Pneuri avem de orice mărime. Sau cu ciocanul lui vine. Nu, noi dispunem de toate în limita posibilităților. Lucrăm cu greutatea propriului corp. Apropo, puteți să vă propun. Fiecare chiar vine cu jucăriile sale, da? Nu, noi le avem pe noastre pentru orice gust. Da, aveți, ai, adică tu, cu Ecaterina, care sunteți cum? Cofundatori. Cofundatorii, sunteți, știu, voivozii, spunem, tribului. Reisului Moldovenesc. Voi sunteți un trib, în adevărat sens al cuvântului. Aveți niște rigori pentru cei care vin, îi testați, doar totuși acest gen e destul de complex, e destul de solicitant. Fiind all inclusive, cum ce fel de fit test le faceți voi? Prima întrebare, dacă e tot ok cu sănătatea și dacă nu au contraindicații din partea medicului. Uh-huh. Dacă nu au fracturi, dacă e ok cu inima, dacă nu au anumite restricții în timpul antrenamentului. Și în caz că apar unele solicitări, deja mai individual. Adică fiecare persoană poate să nu fie
maestru în sport, e suficient doar să vină la antrenament, el poate să aibă și o experiență de ani de zile pe pat acasă. Venind la antrenament, noi deja individual îi dăm exercițiile necesare în limita puterii sale. Eu pot greși, dar mie mi se pare că voi mai multe domnișoare și doamne vin. Cu întrebarea asta, știi că mă pot pe gânduri. Niciodată n-am încercat să fac tu, o statistică. Apropo, nu ai probleme de astea. Sunete de la soț, prietenii acestor doamne, că ele vin cu zgârituri, cu vânătăi, cu pretenții că, păi, lumea crede că eu le bat acasă până sau ei ți le aduc, spun, luați-le că ele au prea multă energie. Asta vreau să spun, cred că solicitări sunt. Luați-le și faceți ceva cu ele că... Am avut un caz când eram în mașină cu un soț, unei doamne care se antrenează la noi și tot vorbitorul rusă. Și îmi întreb, Vecislav, доволен ли ты тренировками своей жены? Знаешь, она приходит домой, она спокойная, счастливая и с улыбкой на лице. И мне этого достаточно. Косфи, соция. Замитарин, пленита, да, арест, а ты окей. Да, пропо, а это вот аж оказывай, на каре это... Spre exemplu, soția a început și l-a dus pe soț. Sau invers, soțul a început și o atras-o pe soție. Foarte des. Aveți cupluri active din astea? Avem cupluri active și chiar de la bun început. Este Iulia, Alexandru, sunt foarte multe cupluri care s-au atras și mai îndeosebi am avut un caz de mulțișor chiar în același an 2018, când ne transferasem, că noi făceam antrenament în diferite locații a orașului. Când la Valea Morilor, când în parcul la Izvor, când Valea Trandafirilor, când pe motocross la Schinoasa, am avut... Ne duceam la... Da, pe terenul cu obstacole, la BPDS, Taifun, Fulger. Ne invitau colegii de la MAE. Am fost pe poligon la Boboaca, unde se fac tragerile cu artilerie grea, ne-au invitat tot. Și odată deplasându-ne... După o perioadă îndelungată la Valea Morilor, mai aproape de competiție, am spus că băieții, timpul să trecem la motocross, că iarăși e din nivelare, urcuș cu burâri, e mai apropiat de realitatea competițiilor, ne deplasăm acolo. Și la momentul acela era o domnișoară din tot din Ministerul de Interne și îmi spune, Valentin, uite, apropo, vrea să se alăture o prietenă de-a mea. Și cum am putea să ajungem la motocross, că n-am fost niciodată, habar nu am unde. Și spun, uite că din toate sectoarele orașului noi avem participanți care se deplasează cu automobilul și îmi spui din ce sector a orașului, ei trec cu automobilul și vă iau nicio problemă, scrim în chat și ne dispune de locuri. Și îmi dă numărul domnișoarei, eu contactez și spun, uite, din sectorul tău este o mașină, un băiat, trece-te cu automobilul, o ia și pe colega ta, și ne vedem la antrenament. Și am început, da nu, că e ok, eu mai bine iau taxiul, ca să nu deranjez pe nimeni. Iarăși revin înapoi, девочки, такие девочки. Eu sunt pe Marina, îi spun, Marina, Valera e cu mașina liberă, disponibilă, poate vii să te iei și pe tine, și pe Irina. Și ne vedem la fața locului, să nu umbli cu taxiul, să vii până la tine, de acolo iar luați alt taxi. Și pe urmă îmi povestește Marina că o sună pe Irina și îi spun, Irina, nu te încăpățâna că băiețul lui bun, e frumușel. Mai bine la streacă să ne iei. Asta știi că o extra motivație nu, pentru antrenament. Ești cu matrimoniale să ocupă. Păi, divceacii capriză. Și la moment au făcut nunt acest cuplu, au o fetiță, să ne crească sănătoasă și practică împreună sportul. Așa că ne mândrim cu acest cuplu și cu întâlnirea lor, antrenamentele noastre, chiar un moment foarte plăcut. Și la fel, mereu părinții, venind la antrenamente adulții, au început tot mai frecvent și mai frecvent să aducă și copiii, ceea ce bucur și mai tare. Așa că eu mă ocup de ăștia care... De ăștia. Persoanele care mi-e predispusă spre podium și care rup poponețul așa la 100% și fugăresc, cum s-ar spune, noi divizăm în elită și standard. Eu persoanele care sunt un pic mai pregătite și cu un păiț mai înaintat, cu mai multă băjocură și subduială. Și Caterina deja ia începătorii și copii. Boboșii și vulturii, da? Cam.
ca să nu, nu obișnuim bobocii, ca să prindă și ei la zbor. Odată și odată. Peste 2-3 antrenamente, rândurile mele câteodată, mai majoritatea, 80%, conduc eu grup, mă pomenesc, la Ecaterina rămân 7-8 persoane. E că foarte rapid progresează și asta din contra bucură. Spre exemplu, aveam un amic care prima dată venind la antrenament tot așa într-un an, făceam antrenamente pentru gladiator, dacă vă amintiți, a fost evenimentul la Schinoasa, primul cu obstacole la noi Moldova. Și noi duminicile, 3 sau 4 antrenamente am reușit să facem pentru sporter, unde erau toți doritorii, inclusiv și pentru copii. Și atunci s-a apropiat o mămică, pe o înălțime, să spunem așa, 30 cm, că era frică pur și simplu să sară în înălțime. Așa mare frică de înălțime avea doamnă. Cum spune rusul, goț pustea, la fulger, 6 metri înălțime, funi cu mâinile în părți, nici urmă de frică. Și apropo, la... atunci alerga 2, 3, 5 km. Și în timpul pandemiei, cât s-a organizat randomia, prima ediție, a luat loc cu 2, cu 172 de km în palmareț. Despre ce ne vorba? Despre Nadejda Obertinskaya. Da. Foarte rapid a progresat, încât și soțul spune, Валика, ты знаешь, я прихожу домой, а муж уже на меня по-другому смотрит. Ну да ты такие покрышки перекатываешь, он задумывается. Ты гингуй. Да, лавой около чини и полицисту Бун, чини и полицисту Рел. С кем бы мирел? Екатерина, сау Валентин. С кем бы мирел? Когда ты катя мэнгаш, я уйсуду, и инверс. Depinde de grup. Sau băboșii sau cu vulturi, știi? Eu am înțeles că, de fapt, cu vulturii ești blând, fiindcă tu-i sudui. Da, ei trebuie să te audă cum spui asta, că ești blând. Ei ți-ar spune mult. Apropo, din experiența ta, tu când ai venit acolo, la terenile OM, pe Ginta Latina, când povesteai, și ai văzut că sunt așa niște băieți făcuți și antrenați și tu poate pe unii chiar îi cunoșteai. Nu, la moment absolut pe nimeni nu cunoșteam din văzut, eu cunoșteam pe doamna, la moment era director fitness, Elena Axani. Și iată, din experiența ta, că tu deja ești o persoană care faci câțiva ani buni, ești în Race Nation, care crezi că este factorul important a unei persoane ca să înceapă și să progreseze atât cum fac elevii care vin la voi? Fiindcă eu știu clar și asta este, încă o dată, tu ai confirmat că să fii mare și să pari puternic nu este suficient. Deloc nu suficient. Și asta chiar este un mit că ar trebui să fie. Cum am mai spus-o, decât mare și prost, ne vine mărunțel și întreiurea. Factorul principal, să mergi până la capăt. Să ai tărie asta. Tărie de caracter. Apropo, multă lume pe parcursul acestor ani a abandonat, n-a rezistat aceste presiuni fizice și psihice, că acolo sunt antrenamentele foarte dure. În timpul competițiilor sau antrenamentelor? Nu, în general. Au venit în Race Nation, au fost o lună, două, au rezistat și apoi au plecat. N-au rezistat acest tip de sport. Practic, așa și continuă. Sunt persoane care sunt de la bun început și până la capăt, până în prezent cu noi. Sunt care au pe o perioadă s-au antrenat, au dispărut, după aia iarăși au revenit, depinde de factorii vitali. Și sunt care au avut o etapă de trecere, cum s-ar spune. Au frecventat câteva antrenamente la noi și au mers deja mai departe. Au pus accentul pe alergare sau continuă mai departe în Spartan, ori s-au abandonat în genere sportul. Dar rata de reținere, spunem așa, până 70%? Un 50%, 50%, deoarece cu fiecare antrenament tot mai mult și mai multe persoane noi vin. Ce crezi că îi reține pe oameni la voi în grup? Fiindcă eu înțeleg că din ce am văzut eu așa, din videouri, mai văd oamenii care sunt la voi din gașcă. Ce crezi că îi face pe oameni să rămână și să meargă în continuare ca să care să ai și tot așa mai departe? Emoțiile și atmosfera care e prezentă la noi în grup. Foarte des chiar acum în Kiev, însuși organizatorii. Get it started, get it started.
arbitrii din cadrul competiției care sunt oameni foarte duri și foarte severi și sunt minuțioși la ale lor, adică nu dau preferință nimănui în timpul competiției. La bun început băieții noștri din echipă făceau încălzirea și o domnișoară cum arbitru suprem se apropie și le spune, era Denis Черкашин și cu Сергей Кёсар. Ребята, чтобы мне потом за вас не было стыдно, понятно? Меня сюрприз foarte mult. Și la sfârșit de competiție, când aflat că din păcate am luat locul 2, tot ne suta la noi și vă o nouă rușine. Cu pregătirea care am avut-o, că deja suntem pe locul 2, e pe podium la Race Nation asta. La sfârșit de sezon și o cursă care toți participanții au spus că a fost cea mai dură din acest an, locul 2 tot a fost un rezultat foarte bun. Apropo, revenind puțin, așa ca o paranteză, la antrenamente, voi vă antrenați mai... dați duhul la antrenamente ca să-i pregătiți de însăși competiție? Sau antrenamentele așa mai light? Contrariu. Foarte des aud că... Blendă, la noi la antrenament e mai greu, și asta la competiție, și asta e obstacol la voi. În timpul antrenamentelor întotdeauna pun accentul, mai ales pentru grupa de elită, ca să înduri mult, mult. Mai bine să transpire în timpul antrenamentului, să sudui, las spui ce vor, dar la competiții trebuie să vreți plăcere. Nu, cred că și asta și este unul dintre factorii care v-a făcut pe voi să fiți pe podium și nu odată. Тяжело в спортзале, легко на пляже. А ты теперь ной. Вы акума ши вас квалификат ла кампионат европян, дин чей чештив? Квалификария май мулт мерджи ан индивидуал. Ка екип, ну, опции квалификария треба спортичи бде сине стататор. Дика на 2018 eu câteva ori la rând obținusem calificare la europene și la mondiale. Că organizatorul la ultima curs anului, când m-a văzut, Valentin, ce cauți aici? Păi tu trebuie să fii la Londra la finale, la finalul mondial. Păi eu n-am știut, nu mi s-a spus, n-am, mă rog. Și am participat iarăși în individual. Eram la o echipă de noastră, că, na, mă rog, suntem 30 ceva de persoane deja pe anul ăsta câți participăm la competiție. Și o echipă noastră primăvară, la prima ediție în Kiev, care a avut loc, la care noi am participat. Era la un pas de a urca pe podium și am înțeles că restabilind un pic jucătorii, se poate de obținut rezultate mai bune. Să obțină băieții o șansă de a urca pe podium și totuși e o plăcere când ridici drapelul țării. E o satisfacție enormă. Ceea ce s-a confirmat deja la următoarele două ediții, Bucovelu și Odessa, noi de două ori am luat locul întâi, ceea ce le-a întunecat un pic privirea ucrainenilor și respectiv acum locul 2. Adică avem în palmarez toate locurile pe podium. În 2018, când am participat cu Aquaterra, noi tot am obținut prima participare din toți coechipierii mei. Eram unicul care a participat până atunci la competiții. Toți erau novici, noi am luat locul 2. Un an mai târziu, în 2019, iarăși am luat locul 3 și deja în acest an două ori locul 1, locul 2. Adică prezența pe podium e foarte frecventă și asta bucură. Că multe persoane progresează și spun scopuri nobile și se perfecționează cu mult. Devin mai capabili, mai dârzi, același Rubicon. Povesteau multe persoane că stăteau deja tolniți în autobuz și nu mai aveau nicio dorință să continuă și când vedeau că domnișoarele din echipa noastră, cât de obosite, ce fulite n-ar fi, au pus buff-ul pe cap, rujul pe buze și race, înainte, deja care din rușine, care din emoții. Aveți acolo o prințesă care... Alina Rusu, cu coronița. Care scoate toată lumea, da? Cred că motivează și ea. Păi din ăștia... Toți vă motivați unul pe mulți, altul. Mulți, mulți, da, mulți, da, care motivează prin prezență, prin cuvinte, prin fapte. Ne susținem reciproc mereu. Care este structura antrenamentului? Alergarea? Înțelegeți ce vreau să spun. Exercițiile fizice. Exerciții cu greutatea propriului corp. Deplasarea greutăților. Exerciții care să amelioreze viteza, care să amelioreze rezistența.
Accent. Accent. Alergare. Alergare cu puls înalt. În pantă, târâșul sub sârmă ghimpată foarte bine dezvoltă rezistență. Spre exemplu, cu un Kiev la ultima competiție a fost foarte multă sârmă ghimpată. Adică când pornești târâș, măcar că afară erau 13 grade, de pe tine curge sudoarea, ești tot ud, learcă. Faci 50 de metri sub sârmă ghimpată, cu coatele roase, mozoale în palme, genunchi, ustură. Ajungi în capătul sârmei, te ridici în picioare și zici, fu, gata, am făcut-o. Voluntarul așa te trage și a te bea bratna. Și te arată încă o porțiune înapoi, aceeași 50 de metri, în direcția opusă. Respectiv, de câte ori vă schimbați echipamentul pe an, datorită sârmei ghimpate? Păi eu practic mă stăresc nu-l schimb la aceleași alergări. Te duci fără echipament. Eu mă duc cu echipament, dacă ai observat chiar la același Dragonul de Aur, eu vin cu ghetrele rupte, învățate în sârmă ghimpată, de mă po feng shui, știi, cum nu mai trag atenție la așa nuanțe ca rupturi, zgârituri. Îmbrac și eu cum este, că de-ar fi să le port noi, trebuie să le schimb în fiecare săptămână. De aia Adidas și e destul de bun. Mersi echipei nouă, face încălțăminte foarte bună. Minimum cât 8 ediții, 8 competiții la rând. Da, observat că tu folosești nou și Innovate și nu doar tu, dar... Innovate este un partener oficial a poker a mondialilor, cu mondialilor cu obstacole. Chiar însăși pe aceeași rampă și pe mare majoritate de obstacole este imprintat logo-ul lor, piciorul în formă de 8. E cea mai adaptată încălțăminte pentru acest gen de sport. Confortabil, aderă foarte bine la picior și datorită zimțelor de pe talp simți destul de stabil pe traseu. Chiar mi-amintesc multe ediții când, aveam pe același motocross la Kiev, urcușuri atât de rapide când tu ieși din apă, este un lac care foarte des trebuie să-l traversăm, ieși din apă, ud learcă, începi să urci pe cărare și deja înainte ta au startat echipele la 3 km, la 5 km și respectiv fiind la 10 km elită, tu când ajungi pe traseu deja totul e ud, acolo e ca parcă a mers cineva cu unt, așa cu slăninică și a netezit bine traseu, că lunici. Practic, vertical nu reușesc să ții și marea majoritate urc în degete, în patru labe și vezi numai dări de unghi, de degete, înfipte în pământ. La care tu, fiind sigur pe inovată, tu mergi vertical, zâmbind și urci înainte și asta încă o dată, pur și simplu, moral îi doboară la pământ adversari. De fapt, adică inovatul, bun, ghetele astea merg bine pe glot. Și... Da, sunt anumite modele care anume pentru glot, ele sunt în discuții și cu alți alergători, mulți menționează acest fapt că anume anumite modele de inovate sunt foarte bune pentru alergare pe noroi. Vreau să testez același New Balance, același ce model poartă Ilandes, Salomon, tot sunt foarte multe modele de trail, dar anume în timpul alergării cu obstacole, pe aceeași rampă, pe aceeași funie să te cațe, renovate mai bine ader la picior, el chiar îți cuprinde talpa. Și sunt foarte faine la acest gen de competiție. Cum e la tine relația? Așa după privire ta înțeleg că noi să ne vedem de grabă pe traseu. E ceva așa interesant pe tine care îți aruncă o provocare nouă. Nu știu, nu știu, e că nu știu. Trebuie să mă gândesc la asta. Așa tu dumă-te. Iei sacul de 30 de kg și aluncare după tine. Vreau să întreb, care e relația ta cu alergatul? Fiindcă văd că tu participi la mai multe competiții de alergare în afară de Race Nation. Cum a tine început cu alergarea și... Prost, foarte tare. Nu prost de tot. Că să înțelegi, o perioadă foarte îndepărtată am locuit pe Tihotare și acolo lucram. Dimineața mai încercam să ies la alergă, făceam un kilometru, doi, la acel moment pentru mine distanțe extraterestre. Și într-o dimineață revenind acasă după 1.200 km cu ceva exerciții în câmp liber, îmi dau peste un vecin care e rudă cu șeful unde eu lucram. Și
La acel moment el era biciclist de distanțe lungi. Și el în acea dimineață ieșise cu familia să facă o alergare, soția era cu fiul pe bicicletă și el în alergare ușoară. Și eu întorcând acasă, epuizat, dau de el la semafor și el, vale, noroc, hai că noi să facem o mică alergare. Păi uite, eu abia am finisat cursa, hai că nu strică, că ești mult mai tânăr ca noi. Ca să înțelegi, la acel moment el avea peste 40 ceva de ani, eu având un 20 și... Și m-am luat din urmă lor, hai. Și domnul în cauză mi arată la o anumită etapă, mi arată cu balonașul de vopsea pe asfalt. Aici avem 1 km, aici avem 2 km, aici avem 6 km, la mine și-au ochii tot mai mari și mai mari. Aici avem 8 km, eu știu că casa e cam departe. Cum a smântură? După distanță îmi dădeam seama că noi ne ducem departeșor până la sfârșit. Dacă nu era domnul, eu cedam de mult și niciodată nu m-am gândit că eu aș putea să fac așa distanță. Am făcut 10 km, era într-o duminică dimineață și la acel moment arendam o căsuță. Chiriam o căsuță cu două nivele. A doua zi dimineață, din dormitor, nu știam cum să cobor la primul etaj să merg la serviciu. Asta a fost ceva de nedescris. Mai departe pornește cenzură. Și atunci a fost prima mea alergare de 10 km în Palmares. După care, în 2015, mă deplasam cu automobilul pe calea Orhelului, mergeam în sat la Rude și văd așa o șiră de alergători. 50 de metri, ori 3-4 alergători. Continui mai departe, vreo 7-8 persoane alergând tot așa pe marginea traseului, spre Cricola. Și așa, ce mă, ce se întâmplă? Și la prima benzinărie de la Stăuceni, trag pe dreapta și aștept alergătorii și întreb, măi, aveți o competiție, că văd sunteți destul de mulți ușori, cam vreo 20 de persoane. Ce se întâmplă, vreo competiție și eu nu sunt la curent. Și spun că, păi, nu e competiție, e antrenament. Ne pregătim că în curând o să fie maraton de Chișinău. Opa, la noi în Chișinău și maratoane se fac. Că țara în cauză cu care spuneam că am locuit pe hotare era Italia. Și locuind aproape de Veneția, văzusem de mai multe ori maratonul de Veneția care duce de la Padova spre Veneția, 42 de kilometri. Și m-a impresionat foarte mult această competiție, văzând 10.000 de persoane care în continuu aleargă. Stăteam la balcon și priveam, a trecut o oră jumate, dar alergătorii nu se terminau. Și acolo tot lumea îi numește într-un fel anumit pe alergători, că orașul închis, derbideilor. Acolo e încă mai nașpa, deoarece nu orașul se închide, dar se închide unicul traseu care duce spre Veneția. Și acolo e mai anevoios. În acea zi, Veneția practic se oprește pentru turiști. Și reacția localnicilor tot atât e de violentă față de oameni care fac sport. Până ce noi suntem în primul loc. Da. No, tu ți imaginai că ies acolo pe gondole, grevă fac. Da. Nu, până ce din păcate doar la noi în Chișinău văd atâta negativism față de maratoniști. Da. Și revenind la subiect, atunci băieții mi-au spus că, păi uite că o să fie prima ediție a maratonului în Chișinău 2015 era. Spun, păi unde pot să găsesc aceste antrenamente, să mă alătur și eu. Mi-a spus, pe pagina de Facebook sporter.md. Și revenind acasă, am început să urmăresc, am văzut următoarea duminică, iarăși era o alergare de lungă durată, atunci Gheorghiță Vitalie doar începea antrenamentele în grup să le facă pentru participanții la maraton. M-am alăturat, am făcut primii 4-5 km, pare mi se, nu mi-amintesc distanța. Și aproape de casă, unde locuiesc, avem un lac unde copilărie frecventă în școală, noi dădeam normativele. Și un cerc în jurul lacului sunt exact 1,6 km. Și așa, plin de motivație, cu citate de la Bruce Lee și Jackie Chan, pornesc în jurul lacului cu pace-ul că era 4,5, cu burta înainte, atunci mai aveam ceva de kill în plus. Fac un pic mai mult jumătate de cerc, așa că după idee vreo 600 de metri, m-a lăsat sufletul pe malul Iazului. Eu mă așteptam mai repede să ajung acasă, m-am întins în pat și îmi dau un mesaj de maraton și de nu mai vreau nimic. Peste o zi mi-am mai revenit, mi-am luat iarăși ghetele în dinți, am finisat cercul în jurul Iazului și tot așa treptat peste o zi, am acumulat vreo 5 km. Dintr-o singură alergare am reușit să fac 5 cercuri în jurul lacului. Cu
cu sufletul împlinit, pornesc eu sâmbătă spre Piața Mare Adunări Naționale să mă registrez la primul meu maraton. Maraton. Cum tot se spun că eu sunt maratonist, am făcut 5 km, am făcut 10 km. Așa, după ce distanță? În momentul în care tu ai început antrenamentele și înregistrarea la maraton? O săptămână jumătate. Da, firește. Nu, da, atunci eu m-am apropiat, la... Tu, kids-ai alergat. La înregistrare, mă apropii la înregistrare și erau rând de mai multe persoane și în fața mea era un băietan, așa să-i spunem, pur țărănești, om de la țară. În pantaloni sportivi și în pantofi de piele. Și el se înregistrează la 42. Și eu cu gândul că să mă înregistrez la 10, zic, na, mă rog, eu 10, cândva acolo, prin Italia, pe 3 ani urmă, am alergat. Este o memorie ceva acolo, musculară. Am să-i fac cu King, o să-mi dăm să-i fac 10. Și când văd că băiatul se înregistrează la 42, îl bat și eu ochii. TikTok. Mult nu mă gândesc, cum spune rusul, jaba zadavila. Și fără să mă gândesc mult, asta cu mult, mai ales în ultimul timp, asta foarte des se întâmplă, fără să mă gândesc mult, mă registrez la semi, la 21. Zic, na, mă rog, altă distanță mai mică nu-i, 10 deja am făcut, mă scriu la 21. A doua zi dimineața după maraton, de exalgen sub limbă, că nu puteam să cobor de pe pat, dureri de genunchi, nu, bă, eu știu cum am ajuns la finish. De la 5 km în 2 săptămâni să ajungi la un semi. A fost foarte dură. Pe atunci erau ani de când nu practicam sportul. Și după maratonul de Chișinău din prima ediție 2015, nu am făcut un metru de alergare. Un metru absolut deloc. Până la o lună jumate, la următorul start. Aici ce fac cu... Aveam... pregătirile astea... spontane și foarte interesante. Cu o lună jumătate înainte, iarăși ne strângem noi la porțile orașului, văd că sporterul iară are înnoit alergările pentru doritorii de a participa la maraton. Și pe atunci mi-am amintesc, mă apropii eu de domnul Vitalie Gheorghiță și îl întreb printre altele. Părerea dumneavoastră, eu aș dori să alerg maratonul de plin 42, deoarece 21 i-am făcut, nu spun cum, dar i-am făcut. Și ce părere aveți? Cam... reușesc eu să mă pregătesc de ce este nevoie? Și o spune, tot ce este nevoie asta sunt 6 luni de timp, dar nu o lună jumătate că ți-a rămas băieții până la maraton. Și cuvintele astea mai tare m-au imboldit că eu totuși am să alerg 42. N-a zlă sudbe. Ce am făcut-o. Iarăși, cu aceeași cenzură de anul precedent. Te-ai simțit mai bine decât a 21 sau mai rău? Depinde în ce sens a cuvântului. Dacă direct. Din punctul de vedere a mazohismilor era foarte bine. Dar slios, cum spune rusul. Ultimii 1,5 km recunosc că am făcut la pas, deoarece genunchii deja cedaseră. Și n-am, mă rog, ultimii 400 de metri am tentat să alerg până la arcă, să nu mă dau chiar de râsul lumii, dar 42 am făcut în 4 ore și în 4.40, în 4.30, ceva de genul. Având în vedere că limita totuși 6 ore, da? La Chișinău maraton. Da. Atunci am pierdut mult timp că am mers la pas, dar totuși primul maraton în 2016 l-am făcut. Ce? Într-o lună jumătate am chiar o cărțulie când Dmitri Voloșin a editat cartea Beg, când participase el la Maraton de Sable. Fusesem la inaugurarea cărții și erau diferite istorioare la toți oaspeții prezenți în acea librărie și tot ne-am luat de vorbă cu tot aceeași întrebare, cam după părerea dumneavoastră, cât timp e nevoie pentru pregătire la maraton. Și au fost aceleași cuvinte, au spus că individual, minimum un 4, un 5 luni. Și am povestit de istorioara cu Gheorghiță, cum am pus întrebarea și m-a întărătat cu răspunsul său mai tare și chiar am autograful lui Voloșin. Maraton za 1.5 months, respect. Și de atunci, la fiecare ediție a maratonului de Chișinău, încerc să înaintez cu ceva mai dinamic, cum a fost în 2018 cu Vesta, cu greutăți. Și fiecare maraton să fie așa, cu mai mult chin, cu mai mult chin. Ai tu, ești cu stil. Îți pași să nu fii ușor.
Мы не выбираем легких путей. Часто уж тил тот клиент имеет карьеру. А он семьи пентрейл плакат, стек веса 25 килограмме. La Dragonul de Aur și Cojuș na Trail. Cum ți-a mai spus cineva, un om deștept, așa, că n-ai ce face, da? Da. Cardiologul, cardiologul, așa spus. Da, da, da. Uși, nu aveți ce face acolo. Așa și este, noi nu avem ce face. Apropo, trebuie să dau eu ochii cu dâns să-l invit la antrenamente, la noi. La pus în aut, în pantă. El să vadă antrenamentele mele pe bandă cu sacul 30 de kg pe spate, banda la maxim, cu pulsul 200 și-ar pune unele întrebări. De că cum tu te recuperezi după așa gen de activitate, fiindcă este într-adevăr, din punct de vedere cardio, cardio încărcătură e destul de solicitantă. Păi ultima practică, ți-o spun imediat, am finisat 46 de kilometri acolo la maratonul de Chișinău și peste o oră jumătate eram pe deal la soacră mea la strâns porumb cu sacic. Asta e și trebuie să înțeleg. Ți-ai spact așa de tare porumbii? Porumbul? Nu. O iubești așa de tare pe soacră sau tu așa de repede ai restabilit? Recuperare 100% nu există, din păcate. Când ai și familie și activitate extra, trebuie să încerci să fii prezent peste tot. Da, adevărul că tu deja oricum ți-ai adaptat prin tot efortul pe care îl faci și oricum ți-ai adaptat corpul și deja te restabilești mai repede. Foarte rapid. Chiar am rămas și eu surprins când am făcut acești 150 până la Iași și revenind acasă, joi dimineața la 6.30 eram deja la serviciu. Și că să faci câte 8, 9, 10 antrenamente pe zi în consecutivitate e foarte dur și m-am simțit destul de ok. Eram surprins că mă așteptam că o să fiu mult mai lacrimos. Și iară te-a întrebat cineva, nu sunteți antrenor? Sau? Nu, mai straniu erau privirile astea prin sală când toți deja te urmăresc pe Instagram, pe Facebook și ciuvac, te jiv? Живее всех живых. Da. Și tu încă și pe scări urci, tu încă și cobori pe scări. Da, mulți mă întreabă, dar poate a fost un fotomontaj ceva, poate n-ai fost tu, poate e una familie, nu, prea leger te simți, nu știu cum. Sau asta cum a fost și în cadrul ediției Volvo Ultra Race, când sâmbătă participasem, am făcut 68 de kilometri și toți a noștri din grup așa. Valica a participat la Volvo, можно расслабиться. Ну, весь икинный, да. Duminica asta, на релаксе, не отдохни, мы лучим около la Valea Morilor, facem un cerc jumate, ne tăguim că am fost și tot liber și a doua zi dimineață când mă văd e duminică, iarăși cu echipament, cu funii, cu greutățile, legând funii de copaci prin parc. Valic, a muș ne nada. И acum cred că deja altceva, cred, и viceversa. Tu dacă participi la un ultra, ei deja știu că după ultra ți-ați vin alte idei. Tu ai, cât faci așa ultra, ți-ați vin mai multe idei. Eu, prin pare, timp să gândească. Da, 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 și chinuri și lumea. Nu știi cum asta, ce visează eu noaptea, fac ziua la antrenamente. Dacă observat este tendința asta chiar și la noi în comunitate, în Moldova, când des. Numai nu-i spuneți la Valentin. Da, 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 așa este. Numai nu-i arătați asta la Valentin. Apropo, cum a fost experiența asta de traseu de la Chișinău spre Iași, cum a fost tot? Uf. Voi în două zile l-ați parcurs. Da. Cel mai nevoios era că ne opream mai des în localități, ceea ce nu era chiar ok să facem, deoarece fiecare pauză de 10-15 minute când veteranii făceau salutul eroilor la monumente, se întâlneau cu administrația locală și noi trebuia, cel puțin ca să nu ne răcim, făceam întindere. Și să o repornești iară din nou era foarte dificil. Cine a alergat la Dante, știi că fiecare cerc, după pauză, tot e mai dur și mai dur, era să plădânc. Cunoaște care e situația. Da, e mai bine să nu te oprești. Mai bine să alergi la pas, da, să te miști. Să nu te oprești. Mișcare. Să oprești corpul, imediat te transformi în Buratino. Da, sau robotul să începe. Nu, eu nu prea am văzut voi să fiți Buratino cu decusare acolo, împingeați tractoare. Nu, decusare se stăruia să mă ție, să nu am acces la pneuri. care a fost cea mai mare provocare ca în tot traseul ăsta? Să vă treziți a doua zi și iarăși să o luați la drum sau care? Cea mai mare provocare?
Pentru mine personal, sincer să spun, nu știu. Asfaltul? Apropo, da, asfaltul și transportul. Fiecare camion, noi eram pe banda din față. Te ia vântul, practic. Te înapoi, te lua vântul înapoi. Acolo la noi, na, mă rog, traseurile sunt guste. Și cu fiecare camion, mai ales spre seară, deja te punea pe gânduri, știind că camioniștii de cursă lungă mai au obicei să mai adormă la volan. E pericol. Da, mersi mult băieților de la IGP, Inspectoratul Poliției de Patrulare, ne-au asistat în localitate, chiar în Chișinău, după Chișinău, până în Călăraș, după Călăraș, în Ungheni au preluat. Datorită prezenței patrulii pe drum, foarte multe automobile mergeau mai încet, treceau la o viteză mai redusă. Că foarte ușor, la un moment dat, să te trezești pe capota unui automobil. Echipa voastră care a făcut aventura asta, din cine a fost format? Vasile Tihon, Iulian Bercu, eu, Octavian și deja fotograful Pașa Levința și câteva persoane din Asociația Veteranilor din Moldova. Nu, și Ionic. Și Duxar Ionic, da. Veverița noastră, da, mascota. El nu vrut să trec frutul și... Apropo, datorită energiei este inepuizabilă lui, el nimic ținea pe traseu. Când îl vezi așa saltând înainte, ba, el fugea, strângea mere de pe pom, vine cu un braț din uși de pe marginea drumului și de acolo este un tractor, valic, de acolo mai sunt niște țări. Și văzându-l mereu în mișcare, te lua de la gândul că la tine ard naibii genunchii de nu mai poți de la atât de asfalt. E fi dat să uneori îl numesc pentru mine, el acum, când o să privească, eu cu bine îi spun, copilul naturii, dintea prirodă, el e încolo cu așa, după mere, cum tu spui, după struguri, el e jefcic, pe traseu, da. El e jefcic. Într-adevăr, e foarte greu psihologic să duci așa o distanță și să te menții încă cu gândurile. Strânsă. Adunat. Da, când te mai uiți între jur și mai este altul alături care suferă de durere, ceva îl deranjează, nu știu, poate să fie încălțăminte incomode sau surplusul de kilometri și el deja e puizat, că poate câteva nopți până atunci nu le-a dormit. Dar așa având persoane mereu zâmbărețe alături care îi glumesc, care își mai aduc aminte istorioare, care mai fac șoti pe seama lui Ionic și el pe seama picioarelor noastre și pe seama păisului nostru, e cu mult mai ușor, te mai iai din ideile astea pesimiste și cu mult mai ușor. Apropo, mi-a plăcut, după ce trecuse noi Vama la Sculeni, ne-au întâmpinat, pare mi se, n-am reținut numărul, dar foarte multe patrule din poliția militară, însă și vamișii din România au rămas foarte prânși. Cine la noi trece aici? Hotarul, că a venit însăși poliția militară și cu așa escort, nu înțelegeau despre ce merge vorba. Eu să înțeleg că la punctul de trecere a frontierii nimeni nu v-a întrebat câte țigări aveți? Sincer să spun, nu ne-a întrebat nici de vaccin, abia la întoarcere. Încolo trecând n-am avut întrebări, am trecut ca gândul. Știu că aceste puncte nu sunt pentru trecere pietonală, spune pedestru, noi n-am trecut pedestru, deoarece era automobil. Totuși n-ați trecut pedestru. Da, automobil și era domnul veteran care a trecut frontieră cu bicicleta. Deci ați avut o primire foarte faină începând de la trecerea Sculeni, partea românească, da. Până la Iași. Da, până la Iași a fost foarte... O surpriză neașteptată când ne-au întâlnit cu fanfara militară și primul cântec care l-au cântat a fost imnul Moldovei. Asta ne-a surprins plăcut foarte și foarte mult. Pe toți membrii, Iulian spunea că băi, eu nu m-am așteptat din partea lor așa un gest frumos. Au închis străzile Iașului cât noi alergam. Adică întâmpinarea a fost destul de la nivel. Adică de unde ne-am pornit și unde am ajuns. Hai la alergare, de aici așa, fanfara militară, un nivel foarte înalt, primarul Iașului ne-a întâlnit, ne-a donat drapelul Iașului, foarte frumos a fost. Practic ați pornit de la Arcul din Triumf, din nu. Nu? Am pornit de la memorialul căzuților. De la Botanica, de Cibau. Pe tipul României Mari, deci acolo era cimitirul eroilor.
care a fost apoi demolat. Și am mai abandonat. Și tot nu se găsesc surse și voință mai multe de a-l reabilita. De ce bal, de-al dângă Valea Trandafirilor, vis-a-vis. Și până la Ștefan cel Mare în Iași. Monumentul Ștefan cel Mare. Până la Palatul Culturii în Iași, da. Și tot așa o surpriză neașteptată pe traseu, că cum am trecut vama Sculeni, Vasile Tihon, nu știu, și Dzenul a apucat, 45-20 alergare. La kilometru 100 și Iulian era pe bicicletă alături. Vroiam și eu să mă țin de Vasilie și am spus că dă-i pașii, că el a prins Dzenul lui și s-a dus înainte, n-au deranjat. Am văzut poza lui cu tricolor în mână, serios, și deci atunci l-a prins Dzenul ăsta, da? Cred că... Da, de acolo a rupt-o înainte, mă țineam la 10 secunde distanță, a fost, o experiență inașteptată, că după 100 și ceva de kilometri tu o să fugi cu PS-ul 5-30. Un pays care mulți nici la maraton nu știu pe rămân. Sunteți deja ultramaratoniști consacrați, organismele sunt acomodate la... Trecut prin mulți castraveți murați și un stroi cu slănină pe traseu. Interesantă alimentația să văd de data asta. Interesant, apropo de alimentație interesant, în timpul randemiei soția își face cruci, că m-a văzut la un moment dat la bucătărie, când mi-am propus în fiecare zi alergam câte un maraton, 7 zile consecutiv. Era la un moment dat, era farfuria cu zeamă și am pus o jumătate de caserolul de brânză și încă nu știu ce mai găsesem eu pe frigider. Acru, cu sărat, cu dulce și tot mergea dintr-o singură suflare. Deci, pur și simplu, mergea tot în volum. Cum poți tu să mănânci laturile astea? Nu înțeleg. Valentin, eu vreau să întreb. Iată, cine o să ne privească, cine o să ne asculte? De ce ei trebuie să vină în RAN? RAN, Moldova. Race Nation. De ce ei trebuie să vină în Race Nation? De ce ei trebuie să vină în Race Nation? Ce o să obțină ei acolo? De ce să aibă ei parte? Și aici apare întrebarea, a, nu îmi nadă? Nu, sunt. Că de acolo cale întoarsă noi. Este juist de do și posle Race Nation. Așa. Că marea majoritate ce se pomenesc printre noi, am și persoane care antrenez la sală de forță și așa împinge păcatul, mai privesc pagina noastră pe Facebook. Și vreau și la un moment dat îi văd la noi la antrenamente și nu trece nici o săptămână, două, e deja sau sunt undeva pe poligon, pe, la MAI sau la competiții, Kiev, Odessa, sau pur și simplu vin măcar să ne susțină dacă nu reușesc să participe. Ok, dar tu vezi transformarea omului, nu doar fizică. Păi mai mult e psihică decât fizică. Persoana devine cu mult mai încrezută în sine. Așa. Își depășește limite proprii. Da, ăștia care vin cu o supraapreciere, sunt și de ăștia care, Le-i suficient... Cerușele sunt mai așa sau un pic? Le-i suficient un singur antrenament. Așa, așa. Absolut, de fiecare dată când avem, mi-am amintit un moment foarte des întâlnit la noi la antrenamente, când vin persoane, chiar sunt și antrenori în țări, și vin la noi la antrenamente și spuneau că antrenori de crossfit, antrenori de bodybuilding, și dar eu credeam că pot multe și am făcut după antrenament, înțeleg că eu nu pot nimic. Așa, așa. Nu, masă musculară, asta e masă musculară. E rezistență. Da, fiindcă eu de mult am înțeles că masa musculară trebuie să fie și funcțională. Da. Degeaba tu adaugi în volum, dacă tu nu poți să o folosești. Eu de ce am abandonat bodybuilding-ul, să-l numim așa? Eu am înțeles că eu deja după 10 ani de greutăți n-am nevoie de... Am făcut o greșeală în perceperea mea acestui tip de sport și am înțeles că am nevoie de mușchi nu ca rezultat, dar ca instrument. Uh-huh. Și de-aia eu am abandonat și am început... Am pierdut deja, tu doar știi foarte bine că am pierdut motivația și m-am regăsit în alergare. În alergare deja. E cum fiecare antrenor în sală, suntem mai multe persoane și fiecare așa are, cum se spune, fișca lui. De exemplu, un antrenor
participă sau a participat la competiții de bodybuilding. Un antrenor e mai mult pune accentul pe reabilitare, cineva pe stretching cu yoga. În cazul meu, majoritatea persoanelor care se antrenează la mine pun accentul pe rezistență. Am foarte multe persoane care vin și se antrenează și îmi spun că, uite, eu peste o lună jumate, două plec la munte și eu vreau să urc cu comunitatea, să mă simt ok. Nu-mi trebuie mușchi, nu, eu vreau să pun accentul pe rezistență și să mă simt bine. Am doamne care se antrenează și spun că eu mă simt cu mult mai bine după ce fac un antrenament de funcțional, full body, decât să merg și să trag din fiare. Să am popânețul rotund, bicepsul frumos, nu, e mai bine să mă simt bine tonifiat în corpul meu, sunt fiecare mușculeț în parte. E cu mult mai ok. Că foarte des se întâmplă așa caz că văd în ei ăștia masivi mari, e o gantieră de 30 de kg, se sprijină și începe, rupe. Și se aude pe toată sala cum el trage gantiera aia. Și eu așa mai timid, așa mai mărunțel, mă apropie și vă întreb, îmi permiteți, vă rog, o mică sugestie, așa cum văd eu din partea mea, o alternativă acestui exercițiu, nu-i spun că nu-i corect. Spun, dar încercați încă o manieră, mai este încă o versiune acestui exercițiu. Da, haideți să probăm cu o greutate mai mică. Și în loc de 30 de kilograme, luăm 20 de kilograme. Și un pic îi cobor umărul, un pic îi spun să arătungească spatele, să tragă sub unii diferit și îi spun, încercați acum. Și el după 3-4 tentative lasă aia 20 de kilograme, să duci și aia de 12 kilograme. Și înțelege că și acele 12 pentru dânsul sunt mult. Da, e ca la sală, cât? 6 luni în urmă am fost la sală și iarăși am renunțat. Mie nu-mi place medii de la sală, în general. Nu-mi place că oamenii vin cu alte scopuri decât ar trebui să vină la sală. Depinde. Da, depinde. Dar asta de este cum văd eu. Da, mă rog, un șablon. Fiecare antrenor își creează atmosfera sa. Nu, dar și nu fiecare sală are atmosfera sa. Da, dar nici nu vorbiți despre antrenori, fiindcă da, antrenorul fiecare e cu stilul său, dar oamenii însăși vin cu un target acolo, parcă eronat. Întrebare, cum ai spus și tu în exemplu ăsta, sunt băieți care trag acolo tare. Știu să adun și parcă nu fac ce își trebuie. Nitem stradaiot. Da. Eu eram invitat când făceam sport cu greutățile, eram invitat și pe gratis în alte sedi, dar nu mă duceam fiindcă atmosfera m-a deprimat. Veneau ăștia oamenii cu fițe, cu telefoane, și nu munceau. Dar mă duceam și făceam sportul ăsta într-o sală unde oamenii munceau. Pentru mine foarte mult are importanță. Cum într-o sală. Dar atmosfera o fac antrenorii. Atmosfera o fac antrenorii. Sunt total de acord. Și nu știu. Mediu, am văzut că tu îți mai pui ceasul la antrenamentele de forță și eu mi-a plăcut când îmi puneam. Și vedeam că acolo dintr-o oră făcută la sală, eu lucrez de fapt numai 20 de minute, însă și repetările și zic, ble. Și ca oamenii spun că eu merg două ceasă, știi? Și când îi vezi că eu am ajutatul prin telefon. Randamentul de fapt e procentul antrenamentului însăși. Cel mai tare mă amuză sunt domnișoarele care afară e frumos, un soare, o priveliște nemaipomenită, un aer curat. Tu vezi că ei merge pe bandă de două ori jumate și pune acolo un serial turcesc, să apucă cu ambele mâini de mânere, unghiul de 45 grade, chipurile, ea pune accentul pe fesieri, dar acolo nu pune accentul, că supra solicită doar unghiile, sub unghiul de 45 grade și ea se deplasează pe banda aia de doamne ferește și așa în continuu două ori. Uite că nu prea înțeleg ce antrenorii au aceste persoane, fiindcă nu-i cazul tău, evident, tu cred că intervii, dar în sport doar e important și setarea mentală. Când faci același biceps, deci când lucrezi pentru volumul la mușchi, tu te concentrezi, tu îți dai seama cum acolo crește și așa mai departe. Deci concentrarea pe sport. Conexiunea. Conexiunea, da. Conexiunea neuromusculară. Tu nu poți să privești un film să ridici greutățile, deci, sau să alergi. Tu oricum trebuie să fii o setare.
Să te gândești la ceea ce faci. Nu există un rezultat. Din păcate, okay, am să te contrazic și foarte multe ori nici eu nu intervin. Deoarece persoana care e cointeresată într-un rezultat anume, o vezi de departe. Îți dai seama că te apropii și multe persoane chiar deodată te resping, te mențin așa la distanță, te apropii cu o sugestie care ar face bine și ea din contra te prinde așa. Și pe urmă scrie pe Facebook, eu două luni m-am chinuit în sală, sportul nu mi ajută, tot așa e fleagă. Da, dar sportul nu ajută. Sportul nu ajută, da, într-adevăr. Chiar cu recent. Da. Și eu, cum am spus, am enunțat un stereotip, nu sport ajută, într-adevăr. Sportul? Altceva ajută. Ultimul caz, așa mi-a rămas întipărit în minte, chiar acolo la maraton, urcând viaducul, fiind închizător, urcând viaducul la primul cerc, era un domn, nu știu, n-ați participat, era un domn cu două cărje, mergea în bastoane și picioarele erau intersectate în față. Și așa mergând la pas rapid, deoarece mai era o persoană pe care o susțineam pe traseu, mă gândeam, na, mă rog, aprofită de cazul că nu e circulație rutieră, pe viaduc, poate că merge la pas și a luat-o pe aici că e mai comod. Ajungând în drept cu el, văd numărul galben, de participant la 10 km. La 10 galben. Și atunci, prin fața ochilor, mi-au trecut marea majoritate de persoane care le văd în baza de date la sală că își procură abonament de 7-800 de euro anual cu acces la sălile, antrenamente în grup, antrenamente personale, acces la bazin și persoana dată vine 7-8 ori și după aia dispare pe un an întreg. Se termină abonamentul, ea iară vine la sală, își renuiește abonamentul, după care peste 2-3 săptămâni iarăși dispare. Și mi-am dat seama că uite aici e toată motivația. Da. Persoana dacă și-a pus în plan și are dorință, nu caută să coincide luna Neptun și Scorpionul să fie în Mercuriu. Niciodată n-a să iei o zi perfectă, să începi ceva în general să faci. Trebuie să te ridici și să faci. În sport nu există nimic. Da, și apropo, e ca tu ai spus de abonamente și nici unii spun, eu m-am întâlnit, am avut așa client, că eu numai decât trebuie să plătesc cât mai mult, că asta pe mine îți mă motivează. Nu te mai motivează nici nu motivează nici suma achitată. Omul dacă nu are un scop de nepus foarte, foarte des, mai întâlnești și așa momente că persoana care are un scop bine pus în viață, o vezi ok și în sală, ea vine, a lăsat telefonul pe raft și muncește dur o oră, o oră jumătate, el iese udleoarcă din sală. Dar persoana care e cu probleme în viață, are situații haotice în familie sau ceva la serviciu, nu ok, tu deodată o vezi în sală, că iarăși vine, ea stă în telefon sau să iei cu o prietenă de vorbă sau stă undeva acolo în colț la geam, în share like. Eu în 2016, înainte de a intra în alergare, când făceam în sala de forță destul de activ, am postat pe Facebook o întrebare la prietenii de Facebook pe care i-am. Care este lucrul cel mai important înainte să intri în sala de sport? Nimeni n-a răspuns. Și au fost foarte uimiți când eu am spus... Interesantă întrebare. Și toți au... O spus lasă-l că, pe Valentin să răspundă. Lasă-l să răspundă. Și la mine a fost, și eu când le-am spus că las telefonul vestiar. Deci să las, ei au rămas uimiți. Fiindcă eu tot, pe mine mă omora. Eu când mă duceam, pe urmă când calculam câte toni eu timp din antrenament ridicam, ei, cum tu spui? Că sfoiesc, priviesc, catastrofă. Nu, tot se notează în carnețel frumos el îți scrie. Catastrofă. Eu nu pot să-mi permit luxul ăsta când mă rugăști mereu în contact cu persoanele care trebuie să vină, răspuns la apel, mereu trebuie să fie online. Dar iarăși, cronometrat timpul, chiar dacă e antrenament de forță, pip-pip, au trecut o minută jumătate, următorul set. Eu uneori și la alergare nu iau telefonul, știu că e greșit, fiindcă trebuie telefonul să-l avem cu noi în caz de urgență, dar uneori... Și cinci la rutieră. Da, dar telefonul nu-l iau din cauza asta, cu toate că deconectez să nu fie Facebook, fiindcă anterior în alți ani,
Permanent veneau notificările și ești tentat să te... Când iată, acum să te conectezi cu celălalt univers, să prinzi Zen-ul și aici îți vine iarăși o amintire din Facebook și te dezbate de la gândurile sacrale. Cum am criticat noi asta oamenii. Bălgărit n-am văzut. E cum des noi la antrenament îmi spun... Noi veniți, Valentin, tu iad n-o să ai ce un cap clocotit pentru tine, ce un aparte cu ulei încins. E cel mai bun și cel mai mare. Care să fie cu fundulețul roșu de jurate. Asta e. Da, și fix aceeași tendință să urmăresc și la oamenii care aleargă în principiu. Sau oamenii că cum și tu, ești exemplu viu. Cum ai început. Da, cum a fost început tău. Nepregătiți să duc la competiții care sunt într-adevăr foarte energofage, care au, este nevoie de pregătire totuși. Da. Fix așa și în sală, oamenii vin și vor de dat câte 30 de kg de la piept să împingă. Și le spun că nu vă grăbiți. Poți să împingi. Treptat. Dar dacă vrei să rămâi cu mâinile eu... Știi cum, sunt antrenori care să motiveze mai mult clienții și ca să aibă persoane mai multe alături, ei acolo mai fac și retlicuri, mai ajută cu greutățile. Așa, cu recent un colegă mi-a arătat memuri pe internet circulă că antrenorul alături ridică în locul clientul acolo. Da. Antrenorul ridică în locul lui și te crasavcic. Cum acolo, antrenamentul de 20 de euro, prima antrenamentul de 500 de euro, prima antrenamentul de 1000 de euro, cum antrenorul personal cu macarau, you're the best. And world record holder. We all have our reasons to run and a place to forget them all. Care sunt următoarele competiții la care vrei să participi și ca și provocare? Bun, 150 de km ai făcut. Eu nu știu dacă asta e maximul tău care l-ai făcut până acum. Ca să înțelegi, când mă întrebi care e următoarea provocare, anul la ediția precedentă... Până la prima postare de-a lui Ionic de Cusari. Sau Bercu. Bercu, mă degrabă. El azi spune că nu, dar mâine dacă este vreo postare de la Bercu sau de Cusari, iată, client gătov. Păi caz real, Rubicon, ultima ediție, o săptămână înainte de Rubicon, cine vrea să ducă, duceți-vă, băieți, că s-au pornit întrebări în grup, de ce asta Rubiconul, Valic, dar tu participi, nu participi, categoric, 2 ani, 3 ani până acum n-am participat niciodată, din motive de serviciu, nu reușeam cu timpul, dar anul ăsta categoric chiar nu mă implic, că e distanță foarte lungă, și nu-i de mine, alergare pe asfalt, pace-ul stabil, 6.30, nici încolo, nici încoace, în continuu, trebuie să ai tot cu tine, nimic, condiții, baie, duș, ești mereu în mișcare, mereu în mișcare. Și am spus că nu, eu la așa ceva nu mă bag. Știi, cred, pe o săptămână deja eram în drum spre Giurgiulești. E cum să te crezi pe cuvânt, știi, așa ceva. Am fost ponegrit de ai mei o săptămână după asta cu Vali. Și eu trebuie să margă și alții. Am fost, cum, mascota Rubicodului, pare mi se, echipa Race Nation. Va derga cu sac, cu cartofi. Îi trebuie mâncare, în loc de geluri el avea cartofi. Vinde oamenii, traseau niște cartofi. Era el dacă nu poartă ceva, el dacă nu poartă ceva în mâini sau pe el sau după la brățeni. El nu are echilibru, știi, când am lumea nu mai poate, de mă gândeam și să mai cum să mai sunt morală. Eu cum spun, el dacă nu poartă ceva, pe el nu are echilibru. Păi de ce vota de căpață? Era nenea, vinde cartofi și eu nu mă ridic privirea, văd automobilul pe marginea carosabilului cu saci cu cartofi și wait a minute, o rup spre automobil, întreg alergătorii, mă duc și eu repede un sac și spun, eu am uși vin. Arunc sacul pe umeri și o rup înainte și mă duc de coace, de cusari sau cine strânga. Da. Valentin, întoarce sacul omului. Eu cum mă duceam înainte și Vitea Orehov strânga, Valic, și за тобой продавец погнется на машине. Am făcut vreo 200-300 de metri cu sacul înainte, am făcut
câteva glume și merg să restitui sacul înapoi domnului la care el mă întâmpină cu un zâmbet până la urechi. Măi băiete, dar tu le-am putea să te duci mai departe, că am văzut așa de ghine, alergai cu dânsul. Tot n-ai răspuns. La ce? La întrebare. Care? Ce găsesc care... oamenii în Race Nation? În Race Nation găsesc. Iată, știi, noi când discutăm, tu asta cred că să tai, dar noi pe urmă să... Da, tu n-ai răspuns la întrebare. Cum crezi că eu stai în general? Tu nu știi că eu stai. Eu am pornit deja să pun întrebare omului. Totuși, ce, iată, tu ai vrea să fii mai multă lume în Race Nation? Unica... Știi, nu e vorba de marketing, asta doar nu e o afacere totuși. Iată când oamenii, ce găsesc ei acolo? Eu niciodată asta n-am făcut-o pentru afacere sau pentru marketing. Deoarece tot a început de la dorința de a demonstra oamenilor și de a ajuta pe cei din jur să obțină cea mai bună versie a sa. Tu te simți împlinit, așa? Și care să înțeleagă că el poate n-aibă mai mult. El poate mai mult decât face la moment și el poate să fie o versiune mai bună a sa și prin propriul model el ar putea demonstra și celor din jur, ar putea să-i motiveze și să-i demonstreze că și ei pot mai mult în această viață, atât pe plan sportiv cât și în viața de zi cu zi. Că nu e vizualul ăsta șablonat că cavacai numai înainte și atât. Întorci privirea la 180 de grade și înțelegi că capacitățile tale sunt infinite. În viața de zi cu zi, nu doar că în loc de 10 kg te poți să ridici 50 sau 60, ori că poți să ai, nu 30 de centimetri, dar 2 metri în înălțime. Tu poți să te autodepășești și poți să faci cu mult mai mult. În timpul randemiei am avut așa un moment de limpezie în cap, că neavând timp suficient ca să alerg, după cum mi-am planificat acești 42 de kilometri, trebuia să sacrific câte 4 ore în fiecare zi, timp de 7 zile, fără ca să abandonez serviciul. Și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să mă scol la 4 dimineața, la 3 dimineața. Și am avut așa o dezvăluire, să-i spunem, că noi nu avem... Trebuie să ai stabil 8 ore de somn și 12 de serviciu în continuu sau ceva de genul. Că viața e mereu în continuu și tot depinde de scopurile propuse. Dacă tu ești ferm convins că tu asta ai să poți și tu ai nevoie de asta ca să o faci, indiferent la cât te trezești, că e 3 dimineața, că te culci la 1 seara, tu poți să ajungi acest scop. Foarte des mă întâlnesc cu ideea, când propun persoanelor, hai mergem afară să alergăm sau hai mâine dimineață ne trezim un pic mai devreme și îmi spun că nu, că am serviciu, am copii, mă, omule, am și eu serviciu, unde stau câte 14 ori, uneori câte 15 ori la serviciu, dar trebuie să găsești timp și pentru tine. Și nu e șablonul ăsta de la 8 dimineața până la 6 seara. Sunt ori extra, tot depinde cât de tare tu vrei să obții asta. Deci, am spus, ziua uneori are 25 de ore. Da, exact. Noi lărgim. Da, 24 de ore noi, fiecare dintre noi are. Cum folosim noi fiecare oră din astea 24? Depinde doar de noi. Cum pui prioritățile. Da, fiindcă cred că majoritatea oamenilor, de exemplu, nu lucrează cu prioritățile sale. Fiindcă de obicei pasează prioritățile proprii, priau prioritățile la altora și că tot așa. Și pierd în toată rutina asta. Da. Și le par așa șabloane limitate care le spun că da, tu mai mult nu poți. Și asta se răsfrânge asupra... Împrejurimii tale. Da. În dependență de acea energie care tu o emani și o produci, astfel se atrage tot așa conjur. Oamenii atrag și fac o mlaștină. Tot așa persoane, tot așa împrejurări, tot așa situații. Și creează un spațiu unde să vadă și mai mult. Noi ne-am ales alt tip de comunități. Este cu veveriți. Cu veveriți și insecte diferite. Da. Nu ce să-i faci. Până și, cum spune, bădă prost. Tot e bine. Valentin, care e viziunea ta și ca și Race Nation
în Moldova, ca și dezvoltare, la câte echipe sau la ce capacitate de oameni vrei să ajungi? Apropo, vezi perspectivă? Că această mișcare, să numim mișcare Race Nation, poate să iei mai multă, mai mare amploare? Adică poate. Eu să iei amploare. Da, știindu-te pe tine, eu cred că da. Revenind la cazul că noi cu băieții de pe Facebook am vrut să strângem o echipă din 5 persoane și am strâns timp de o lună 40 și cred că avem mari posibilități să creștem cât mai rapid și cât mai mulți. Deoarece asta nu ține de business, de obținere de fonduri, de câștig de bani. Pentru că de câți ani există mișcarea aceasta, până și tot din propria sursă, din propriul buzunar și deseori chiar în minus același Golden Race, am făcut acea competiție cu propriile forțe. Datorită unor persoane care s-au implicat și au mai jertfit foarte mult financiar, cu însăși competiția nu a fost într-un mare minus. Și până ce pe asta bani nu facem. Asta e mare problemă pentru Moldova, dar asta chiar e o temă foarte lungă și dureroasă de discuție, că e mai ușor să obții fonduri pentru un concurs de mis ceva acolo, decât pentru o competiție sportivă care ar putea motiva o mulțime de lume. Și ar face o lume mai frumoasă și la chip, și la suflet, și la gânduri. Păcat că încă în societatea noastră predomină așa tendințe. Acer situație că pentru o gală acolo de haine luxoase și modă se investesc 10.000 de euro și aici pentru o competiție simplă de alergare pentru niște copii să strângi 4-5.000 de lei, o problemă. Eu am avut caz concret nu de mult, când știu o persoană că a solicitat un ajutor foarte mic, financiar, la, să spunem așa, câteva mii de lei, și acea persoană mi-a spus că, uite, la cine am apelat eu, mi-a refuzat la cele 4-5 mii de lei, și a doua zi persoana cei care m-a refuzat a donat 500 de mii de lei pentru ceva acolo altceva. Absolut. Eu cred că asta e despre valorile pe care noi le avem și clar că sportul trebuie să ocupe un loc. Deci n-am donat la casă de copii sau ceva, la un azil de bătrâni. Nu vreau să spun la ce, dar mi-a arătat și... Nu a hotărât foarte țării. Eu am spus, asta e Moldova, încă. Da, eu cred că tot ce ne rămâne nouă, astea noi, amatorii, să promovăm sportul preferat în continuare, fiindcă... Prin propriul exemplu. Prin propriul exemplu, de la fiecare dintre noi în sectorul său, fiecare dimineață, fiecare dacă tu alergi în parcul tău... Segment, da. Fără să-ți dai seama, tu nu cunoști câte lume te urmărești și treptat o pui pe gânduri. Fiecare postare pe care o faci, da, oamenii o să uite la tine așa... Ciudat prima perioadă, dar cu timpul oamenii pot să alături ție și să creezi un gașcă din asta în care să vă motivați. Apropo, așa a început, că după semi-maratonul de la Chișinău, alergând pe dealuri, tot fugind, mă gândeam, bă, ce fain ar fi să am așa o echipă de 4-5 băieți, ca să ieșim mereu la antrenamente, să alergăm împreună, să discutăm, să facem trail-uri, să ne simțim ok. Când nu, cum marea majoritate se regăsește un grup de 20-30 persoane și merg în cluburi, petrec nopțile aiurea cu alcool, așa chestii repede se găsesc, da. Foarte repede parteneri găsești. Și pe atunci visam la așa o situație că, băi, ce fain ar fi să am cu aceeași idee fix în cap de a promova modul activ de viață și să promovăm pentru noua generație, să motivăm cât mai multe persoane să facă mișcare. Și această viziune, acum întorcându-mă la acel gând, îmi dau seama că totuși a reușit. Mersi, nu știu cui, Bojica, cosmosului, cum la moment să mi spune mersi universului, nu știu ce factori au influențat, dar mersi, se împlinește. Eu vreau să îndemn toți care ne privesc și ne ascultă acum să treacă pe Facebook. Am uitat că ne privesc. Da. Să treacă pe Facebook, să uite la Race Nation, să treacă și pe YouTube, acolo să vadă tot niște videouri colorate, foarte frumoase, cu mult glod. Și fete frumoase, băieți frumoși.
Asta nu e despre mine. Așa că vă îndemn să treceți să vedeți despre ce merge vorba, să le dați un like pe pagina de Facebook și de ce nu să vă testați forțele, să veniți la un antrenament în care Ecaterina sau Valentin o să vă... Începe prin propriul exemplu. A, ok. Fii mă provoci, bă. El e din emigrare, el e diaspora. E diaspora. Eu, apropo, am vrut, că acum și terminăm, scuzați-mă, de PS, și deja rutiera costă 5 lei? Nu, să ai... Tu ai spus 5 lei de bun? Și mă gândeam, deam 5 lei costă? Știi din ce cauza am spus 5 lei că e în afară orașului, fiși trail? Da, chiar că... Ok, mulțumim, Valentin, că tu, în primul rând, ai preluat chestia asta, ai început să faci la noi... tot ce ține de Race Nation și dezvolți în continuare, e clar că o să reușești să atragi mai mulți oameni care gândesc la fel și o să dezvolți proiectul, pot să-i spun așa, proiect sau cum să-i spun? E ok și proiect. Să fie proiect, da. Da, și eu cred că cu siguranță Moldova prin intermediul vostru o să fie reprezentant pe podium mulți ani înainte. Sperăm și facem tot posibilul. Așa că mulțumesc că ai fost astăzi în podcastul nostru. De invitație. M-a surprins plăcut. Și ne mai vedem. Obligatoriu. Mai discutăm lucruri interesante și utile și pentru noi și pentru tine. Și cum de azi înainte, de fiecare dată, cum face comunitatea din Moldova, cum vede un pneu și aduce aminte de Race Nation Moldova. Asta ne este soarta, da? Bine. Mersi foarte mult. Mersi. Sănătate și succes. Seară frumoasă.